că ne-am mișcat ca Speedy Gonzales. Nu a durat 15 minute. Imediat cum am ajuns la încărcare, ne-a și băgat în rampă. Avea marfa pe rampă. Încărca de Franța, aceeași marfă la toate camioanele. Și au încărcat între doi. A încărcat Gabi și angajatul care ne-a băgat la rampă. Și s-au mișcat foarte repede. Acum mergem să facem un duș repede la bază. Să vedem și locația asta, că trebuie să le vedem pe amândouă într-o zi. Așa, și mergem la următoarea încărcare care este lângă Barendrec. Mai avem de încărcat acolo 7 paleți. Și azi am scăpat de schimb de paleți, că n-am avut niciun palet în ladă. Ai scăpat, dar îi recuperează la încărcare. Aia e partea a doua. Deja acolo o să fie căldurică, la Toulouse o să fie căldurică, să vezi mișcare. Dăm șunculițele jos. Ia să vedem, avem loc unde să băgăm și noi camionul. E cam... e groasă treaba. Ba, nu e. Ce caută Isabel Alonso la noi în curte? Să încarce. N-or fi ca cicile alea două? Și eu. Să-mi treacă... Eu nu vreau să o scap acolo, că e de jumătate de metru făcută groapa aia. Dacă... Știi cum e? Așa e ca să nu pice jos. Dar nu are treabă, că dacă roata sunt două roți pe spate și una se duce în aia și aia altă... Dacă ți se duce fața, îți sparge ceva la plasticăraie. Dacă îți pică fața... A, știu. Aia am ținut fața să nu pice pe margine. Oricum e foarte strâns. Ăla ori ar trebui lărgit colțul ăla, ori să lărgească în partea stângă. Că ieși. Și la ieșire e aiurea. Nu numai la intrare. Da. Nu ce căsuță cochetă și-au băgat aici. Că e căsuță, cred că asta, nu e birou. Nu, că asta e. Și ne raportăm sau... Da, mă duc să mă... Nu, mă duc să mă interesez. Strigi ca nu văd nimic.
Interior, vrei să vezi Parisul sau vrei să o luăm pe exterior? Depinde. Depinde de ce? Că nu prea aș vrea să intru în ștau și să stau 3 zile. Aia e diferența. Uleu, dar nu-i pe asta, că asta e o curte. Am văzut asta, am auzit că de asta la tine. Păi nu știai, n-ai zis că știi că ba da, dar știu că știu pe unde am intrat, că eu am fost la volan, dar am auzit luați-l la dreapta și... Mă, ce cățel frumos avea unii. Da, nu aș vrea să stau 3 zile în interiorul Parisului. De ce nu? Cu toate că ar fi fain de... Nu te duci tanti cu bicicleta. Continuă, de ce mă duci după la Bruxelles? Eu nu vreau pe la Bruxelles. Stau acolo? Nu vreau Bruxelles. Nu știe GPS-ul ce vrei tu. GPS-ul te duce pe unde calculează, că e mai scurt. N-ai văzut pe ziua de azi nici drumurile închise, nu le-a știut. Cam nu simt ce GPS-ul. Virează la stânga pe provincia Lewick pe 217. Iha! Iha ce? Păi tu n-ai văzut cum ai sărit? Am văzut, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de... Pentru că nu era marcat. Și am zis că poate e așa mai domol, dar a fost din categoria aia sub acoperire și obraznici. Eu trebuie să țin stânga. Stânga pe unde am venit. Da. Stângul, drept stângul. Uite, vezi? Și ăsta. Stânga pe provincia Lewick de 217. Luați-o la dreapta.
făcut molei. Mămicule! Ce? Am nebunit ăsta, nu știu ce are Ioana asta mea. Au foarte multe drumuri închise de aia. Și pe Paris? Păi da. Ai văzut că de dimineață fac urât? Faci urât și GPS-ul și Google. Dar la noi de ce nu se face verde? Aia nu înțeleg. Știu, că vine la un ușor, ăsta e dus cu capul rău de tot GPS-ul. M-auzi, mă? Ăsta e dus cu capul rău de tot, dacă nu știi drumul. Ce, Garminul? Da. A luat-o aiurea? Dacă nu știi drumul, tu te duci să întrebi pe aia cum te bagă pe toate boscheții, pe toate părăselii. Și are hărțile actualizate. Nu știu ce are ăsta. S-a apucat de fumat Garminul? Dacă ai venit în Olanda, a fumat un pic de marihuana. Cred că... Băi, la chestia asta era mai bun Tom Tom, atâta că Tom Tom calculează foarte greu. Da. Și colegi binevoitori. Dacă le-a trebuit. A pus ce, mânuța. Ce treabă ai? E jale. E jale cu jumătate. Să nu te pui galben, te rog frumos. Așa. Așa. Norvegia când a fost, te ducea pe toate coclaurile. Da. Și acum în Europa, unde ar trebui să fie floare la ureche, piece of cake. Aici o face că... O face pe Niznaia. Niznaiu. Da, uite-o și pe asta. Păi nu țip tu? Cât de martaloagă sunt. Cât de martaloagă e asta. Nu. Mă, mai dezamăgit rău de tot ăsta. Mă, dezamăgit rău de tot. Pe câți bani îl dai? Pe câți bani îl dai? Vrei să dau la altul să se plângă de el? Ne înjure? Da, dar poate altul e mulțumit. N-ai de unde să știi. Ia zi, îl dau doar cu 10 milioane. A? Da, dar îmi dă 400 de euro, pe 420. Îl dăm cu 300 de euro, gata. Nu merge. Da, 10 milioane, 21,1 km. Dăm GPS Garmin, e bun, are puțin kilometri, a dus de la o bătrânică din Germania. El e bun, dar ne enervează harta, care harta e actualizată. De fapt, e problema harta care e încărcată în sistemul Garmin. Nu el în sine, că el n-are nici pe... Nu știu cum actualizează ăștia în ultimul timp de la Garmin hărțile. Adică un traseu super ușor, super nas, mă ocolește până tot, nu știu, mă duce peste toate coclaurile. Da. Din Olanda la Toulouse mă ocolește peste tot. Dacă ai fi începător, și te-ai duce după GPS, doar după GPS, fără să știi traseul, te-ar scoate ăștia cu elicopterul. Te-ar scoate cu elicopterul. Bine,
după noi era să ne scoată cu elicopterul din Budapesta, începător fiind. Și tot am scăpat. Dacă aveam un GPS de genul ăsta... Dar tu ai scăpat că te-ai uitat, te-ai dus și când ai văzut că, bă, groasă, e 3 tone jumate, hop, hai, întoarce. Și ai întors în intersecție unde ai putut. Dacă tot aveai ceva în cap, dar dacă e un începător de ăla de să uită doar după GPS, ce te faci? Ce să le fac? Uite ce noroc am avut. Câta coada s-a făcut acum. Noi am venit bine, am și încărcat. Puțin dacă mai întârziam, uite ce coadă prindeam. Deci ne-a mers bine de dimineață. Am fost norocoși. Să ne meargă așa până la descărcare. Și înapoi. Și înapoi, da. Și înapoi și tot așa. Nu, că mergem acasă, gata. Ne gândim la casă, ce mai? Da, și când ne-am întors de acasă, tot așa să ne meargă. Și asta, da. Ai mai descărcat la Lidl ăsta sau nu? Da, de multe ori. Da. De vreo 4 ori cred că am mai fost aici. Și că am mers și pe jos în oraș, în sat. Ții minte? Da, da. De câte ori ai descărcat la ăsta și de câte ori ai descărcat Uite, la ăsta? Uite, ăsta e mă copacul la care îi pică bilele. Nu știu cum se cheamă. Am căutat și nu știu. La asta mi se pare că am descărcat o singură dată. Dar în partea alta am descărcat de foarte multe ori. Aici am descărcat o singură dată cu HZ-ul. Și în partea alta cu carionul, parcă, și cu Vasile. Apoi luați-o pe prima, la dreapta. Ne hepște! Bă, ăștia știu că avea duș fain. Aveau, da. Aveau. Am mai trecut timp de când n-am mai fost. Și iarăși un an. Aici ne parcăm noi, jos. Da. Dar nu știu dacă avem loc aici. S-ar putea să ne ucim și noi acolo. Strada Limoges. Bun venit la Lidl. Am ajuns la destinație. Hai să vedem cum ne-a fi noroc. Da, mai mult ca sigur te zbucem jos, că nu avem loc aici. Și nu ne hâșie nimeni de jos? Pe cine stai hâșie? Dacă tot al lor e. Nu știu. Zic și eu, poate. Uite aici un loc. Da, dar vedem, poate găsim pe partea de aici, dormim în așpa. Dar poți să te parchezi invers. Nu prea ai cum. Bă, da. Da, uite câte loc. Tot în așpa dormim, băgăm aici speciale. Ți-am zis, te pui în ăla, invers, dacă vrei. Da, mai bine în jos acum. Tu decizi. Da, mergi în jos. Ești la volan? Ce perdele roșii faine. Mamă, ce culoare faină are Volvo ăla. Ia uite-l, primul, polacul, primul. E faină rău culoarea.